Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Stella Ivan, iar voi vă uitați la canalul meu de YouTube, Stella's Kitchen. Dragii mei, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi m-am gândit să fac din nou un desert și anume gogoși fără dospire. Nu stăm foarte mult în bucătărie, e prea cald ca să stăm în bucătărie. Cu speranța, dragii mei, că mă veți urmări de la început la final. Cu speranța că vă veți abona cei care nu sunteți abonați, că veți da like, că veți face distribuire. Dragii mei, vă invit să veniți împreună cu mine în călătoria mea să vedem despre ce este vorba și ce am nevoie pentru a face această rețetă pe ziua de azi. Haideți cu mine! Acestea sunt ingredientele care îmi trebuiesc mie pentru a face această rețetă. Pentru umplutură o să-mi trebuiască 2 mere, 2 linguri de zahăr, 1 lingură de unt și 1 lingură de gem de mere, dacă e posibil. Pentru aluat, în schimb, o să-mi trebuiască 2 ouă, 50 de grame de zahăr, 125 de grame de iaurt, 430 de grame de făină, 50 de mililitri de ulei, un pic de sare, 10 grame de praf de copt și zahăr vanilat. O să pun ca și arome. Voi începe mai întâi cu umplutura, pentru că va avea nevoie de timp să se răcească un pic. Și va trebui să curăț merele de coajă, să le tai cubulețe, le voi pune la călit împreună cu zahărul, cu untul și cu lingura de gem și le voi lăsa până când se vor înmuia destul de bine. După care mă voi apuca de aluat. Dragii mei, așa arată merele. Le-am tăiat cuburi și o să le pun pe toate la călit, cum am spus. Și o să încep prin a pune merele. Untul. Zahărul. Acum o să fac aluatul și o să pun 2 ouă. Sarea, uleiul, zahărul și iaurtul. Pun și zahărul vanilat. Iar acum o să trebuiască să amestec bine până când se va topi zahărul. Zahărul s-a topit, am amestecat destul de bine, iar acum o să pun praful de copt și făină. Și va trebui să amestec până când se va forma o cocă. Doar facem gogoși, nu? Am terminat de frământat, să zicem așa. Așa arată. O să-l mai las 5 minute până când se vor răci bine merele și o să încep să fac gogoși. Bun, o să încep să întind din aluat pe masă. O să tai cu o formă aluatul. Și acum o să pun mere, câteva mere și iar câte un pic de gem. Iar acum cu o pensulă o să umezesc pe margine aluatul pentru a se putea lipi. Așa. Și la final îl sigilez cu o furculiță. Și așa ies. Și voi continua până când le fac pe toate așa. Acum câte 2-3 o să pun la prăjit și o să vedeți rezultatul final foarte curând. Uleiul s-a încins și o să-i dau drumul să se prăjească gogoșelele mele. Thank you.
O să le iau cu o paletă și o să le pun pe o farfurie cu hârtie, cu șervețel, cu hârtie absorbantă, să absoarbă din ulei. Le bag prin zahăr, cât mai sunt calde încă. Dragii mei, eu am terminat pe ziua de astăzi. Așa sunt gogoșelele mele. Foarte, foarte bune, foarte frumoase. Bine, nu vă așteptați acum să fie o gogoașă dospită, dar este extraordinar de bună. Uitați! Eu am terminat pe ziua de astăzi, dragii mei. Sper că v-a plăcut ideea mea. Sper că ați rămas până la final să mă urmăriți. Vă rog, nu uitați, dacă vă place ceea ce fac, să vă abonați, să dați like, să faceți distribuire. Gestul vostru, cum vă spun de fiecare dată, mă ajută să merg mai departe. Acum vă doresc o zi minunată în continuare. Sper să ne vedem cât mai curând posibil și până data viitoare, ca de obicei, rămâneți buni!